Omul care o va audia mâine pe Chioveși și pentru șefia parchetului european este în România. Claude Moraes, președintele Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European, a avut mai devreme astăzi o întâlnire cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Senia Croitoru, în direct cu noi prin telefon. Senia, a fost acesta obiectul discuției dintre Liviu Dragnea și Claude Moraes, audierea de mâine din Comisia Libe? Bun găsit, cel mai probabil a fost o întrebare și pe această temă, asta pentru că este un subiect destul de important în ceea ce privește atât domeniul justiției din România, cât și actualitatea politică, dacă putem spune așa. A fost o întâlnire între Liviu Dragnea și Claude Moraes, care a durat aproximativ 10 minute, o întâlnire în care, spun surse din PSD, au discutat pe mai multe teme, dar Liviu Dragnea i-ar fi arătat lui Claude Moraes și câteva săli din Palatul Parlamentului, iar acesta părea într-un fel destul de încântat de mărimea sărilor din Parlament. Spuneam, cu siguranță au discutat și despre subiectul de mâine, asta pentru că acesta, Claude Moraes, este cel care o va audia pe Laura Codruța Chioveși pentru funcția de procuror la parchetul european. Așa cum știm și am văzut zilele trecute, Laura Codruța Chioveși spunea că, indiferent de piedicile care îi se pun în domeniul justiției, nu va renunța la această candidatură și va merge până la capăt. Vom vedea însă mâine ce se va întâmpla la aceste audieri și ce va avea Laura Codruța Chioveși de spus în momentul în care va fi audiată în Parlamentul European. Am avut mai multe întâlniri astăzi cu mulți oameni, am discutat diverse teme, a declarat domnul Moraes. La întrebarea explicită în legătură cu audierea de mâine, europarlamentarul Ana Flora a precizat că nu aceasta a fost tema. Vom vedea însă, e o chestiune până la urmă și de oportunitate privind comunicarea așa realităților din România, Senia. Nu știu dacă mai avem legătura cu Senia, mergem mai departe.